Spre turul Ligii I a început cu un meci nul. Farul nu a reușit decât un egal 0-0 cu Gloria Buzău, echipa la care au jucat 5 jucători împrumutați de la Steaua. Returul Ligii I a început la Constanța, unde Farul a jucat cu Gloria Buzău. Atacantul Cerlem a avut prima ocazie pentru rechine, antrenat de Ion Marin. Gazdele nu au reușit să înscrie și s-au întrecut în ratări la poarta lui Mincă. Jucătorii împrumutați de la Steaua, atacanții Simion, Lițu și fundașul Ninu, au fost titulari. După un duel aerian, fundașul și-a spart capul și a fost nevoit să joace până la finalul meciului cu un bandaj. La primul meci în Liga I, portughezul Cico putea să debuteze cu gol, dar a ratat în minutul 66. Antrenorul Șerban Stoica și-a întărit echipa folosindu-i pe steliștii Dino Eze și Eric Bicfalvi. Cu 5 foști steliști în teren, oaspeții au scăpat fără gol la Constanța.